Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Vă salutăm și vă mulțumim și în această seară că ați ales să urmăriți emisiunea împreună cu prietenii dumneavoastră, cu familia dumneavoastră. Și iată-ne din nou că suntem în fața unei teme și de asemenea împreună cu un invitat deosebit. Deja, aș spune, o obișnuință în studioul nostru, o prezență, să spunem, dragă și, bineînțeles, cu folos pentru noi și pentru dumneavoastră. Așa că, fără să mai stau pe gânduri, haideți să-i spunem un bun revenit fratelui păstor Luigi Mițoi, păstor al Bisericii Pentecostale Betania din Chicago. Frate Luigi, bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Mă bucur nespus și de această nouă revedere. Sper din inimă să fie roditoare, folositoare pentru toți cei care vor fi împreună cu noi. Cu siguranță sunt foarte roditoare pentru că, așa cum i-am obișnuit pe telespectatorii noștri, fie că sunt aici pe canalul de YouTube sau fie că sunt în cadrul emisiunii Credo TV, acolo unde se difuzează de asemenea emisiunea aceasta, încercăm să abordăm teme pe care le simțim noi ca, să spunem așa, foarte importante, care ard, care sunt de o importanță majoră. Iar feedback-ul pe care îl primim este unul foarte pozitiv și, bineînțeles, cu siguranță, mai ales că sunteți dumneavoastră invitatul nostru și lumea vă știe, sunteți prezenți în mediul online, sunteți unul dintre cei care vin în România des și participă la tot felul de evenimente. Deci, practic, suntem mulțumitori Domnului că ceea ce facem aici nu este, să spunem așa, doar un efort, doar o activitate fără rod, este dimpotrivă plină de, să spunem așa, de mulțumiri din partea celor care ne urmăresc și noi facem tot ce putem ca împreună să producem cât mai mult conținut de bună calitate și de asemenea să atingem subiectele acestea care, într-adevăr, sunt vitale, așa cum este și subiectul din seara aceasta. Vă dați seama, nu putem lăsa problemele acestea ale noastre, pe care pornim de la noi, de la persoanele noastre și la cei care, pe care le vedem. Așa că, în seara aceasta, frate Luigi, vă propun un subiect de importanță. Practic, am încercat să discutăm puțin despre familie, despre problemele acestea, copii, părinți și am tratat de mai multe ori subiectul acesta. De data aceasta mergem puțin înainte și vom vorbi despre căsătorie și în mod special despre iubirea în căsătorie. Sunt într-o perioadă în care iubirea poate să însemne orice. Provocări, mai devreme căutam o poză relevantă pe internet despre dragoste, despre iubire, despre căsătorie. Și vreau să spun, nici nu vreau să vă spun ce imagini mi-a recomandat internetul, Google, pentru la acest subiect. Da? Suntem și în luna aceasta iunie, care are o însemnătate, să spunem, puțin viciată față de ceea ce înseamnă dragoste, pride și tot așa. Deci vreau să spun că din start, încă din modul în care lumea aceasta privește căsătoria, să spunem, procesul acesta pe care Dumnezeu l-a pus la punct, din start lumea are o privire greșită față. Și când vorbim despre iubirea în căsătorie, poate să ia forme absolute care nu au nicio legătură cu ceea ce Dumnezeu a intenționat. Frate Luigi, vin către dumneavoastră, ridic o mână de ajutor în numele telespectatorilor. Stăm în fața cuvântului Dumnezeu, înaintea cuvântului Dumnezeu și împreună cu dumneavoastră, haideți să ne uităm în Scripturi și să vedem ce spune Dumnezeu despre căsătorie și, în mod special, ce înseamnă iubirea în căsătorie. Dacă ne bazăm pe ce vedem noi sau câteodată chiar ce simțim noi, putem lua razna foarte ușor. Așa că singura șansă pe care Dumnezeu, singura posibilitate pe care avem este să ne uităm în Scripturi și împreună cu dumneavoastră încercăm să aflăm adevărul. Dragii noștri, căsătoria a început în cel mai frumos loc de pe pământ, însă a continuat în afara acelui loc. A început în prezența lui Dumnezeu și a continuat în absența sa. Atunci când vorbim despre căsătorie,
vorbim despre visul ascuns în inima noastră. Ne naștem într-o familie unde părinții sunt căsătoriți, creștem acolo, îi privim aproximativ 20 de ani, încercăm să ne formăm un model ideal, vine rândul nostru să ne căsătorim, ne privesc copiii pe noi, mai târziu nepoții și sigur, încheiem și plecăm. Între aceste două repere, maternitate și mormânt, este viața noastră cu cele ușoare și grele și în mod special cu ceea ce ne definește cel mai mult, căsătoria. Personal am o mare pasiune pentru subiectul acesta, cel puțin din două motive. Primul dintre ele este faptul că atunci când am avut 6 luni de viață, părinții mei au divorțat, am crescut fără ei și toată copilăria mea am avut tot felul de frustrări generate de singurătate, lipsă de protecție, haine, îmbrăcăminte, mâncare și așa mai departe. Și atunci mi-am propus să mă căsătoresc și să nu mă despar niciodată de soția mea. Visul ăsta a devenit dominant. Este unul dintre cele mai profunde idealuri din sufletul meu care m-a însoțit în toți cei 60 de ani pe care i-am acum. Al doilea motiv pentru care am o pasiune deosebită despre sau pentru căsătorie este faptul că noi suntem cu adevărat autentici doar în interiorul familiei. Există măști sociale pe care noi le purtăm și atunci când sunt șofer, eu bărbatul Luigi Mițoi, devin șoferul Luigi Mițoi. Când intru într-un spital să vizitez pe cineva sau merg pentru că sunt bolnav, eu sunt pacientul Luigi Mițoi. Când intru într-un magazin, eu sunt cumpărătorul Luigi Mițoi. Și lista poate continua. Dar când ajung acasă, rolurile acestea cad și noi devenim cei care suntem cu adevărat. Pentru că acolo nu mai purtăm mască datorită faptului că relația din căsătorie este extrem de intensă, ne cunoaștem foarte bine și nu putem fi ipocriți. Singurul loc unde nu putem fi ipocriți este căsătoria. De aceea noi înșine suntem doar în interiorul familiei. Acolo se vede integritatea noastră sau absența acesteia, asumarea responsabilității sau omiterea acestora și așa mai departe. Când vorbim despre căsătorie, elementul de bază este dragostea. Ea este prezentată în Scriptură ca fiind o responsabilitate a soților, în mod deosebit a bărbatului, iar a soției supunerea sau, un termen mai contemporan, respectul față de soț. Astăzi aș vrea să vorbim puțin despre dragoste, despre iubire, indiferent că folosesc cuvântul dragoste sau iubire, ambele sunt privite ca sinonime și înseamnă același lucru. Dragostea este un fenomen extrem de complex. Dragostea este Dumnezeu, drept pentru care subiectul este inepuizabil. Când oamenii încearcă să definească dragostea, de fapt, ei spun ce cred ei că este dragostea. Acesta fiind motivul pentru care se spun lucruri contradictorii despre dragoste. Când vorbim despre căsătorie și despre dragoste, vorbim despre faptul că există două mari etape legate de ideea de căsătorie. Primul pas, prima etapă este curtarea în perspectiva căsătoriei, unde avem prietenia și logodna, perspectiva căsătoriei, și apoi este construcția căsătoriei, construcția propriu-zisă. Curtarea este perioada în care un băiat a ajuns la vârsta maturității, își caută o fată, iar o fată așteaptă să fie căutată de un băiat. În general, băiatul se îndrăgostește văzând, fata se îndrăgostește auzind și simțind. Băiatul iubește la o femeie ceea ce vede deja. Femeia iubește la un bărbat ceea ce poate deveni din punctul ei de vedere. Alegerea în căsătorie este cel mai important lucru în etapa curtării. În sensul că dacă îți cumperi un lucru făcut dintr-un material slab, oricât de mult l-ai îngriji și oricât de cu grijă l-ai folosi, faptul că este făcut dintr-un material slab
nu va da prea mult randament și se va strica des și nu te vei putea bucura prea mult de el. Adevărul este că tinerii sunt destul de nepregătiți să se căsătorească, sau mai bine zis, să-și aleagă un tovarăș de viață după cum peste 10, 20, 30 de ani ei și-ar dori să-l aibă, doar pentru simplu motiv că în lumea în care trăim există tot felul de mituri ale dragostei. De pildă, există mitul asocierii dragostei cu sexualitatea. Asta este banalizarea dragostei. Dacă vorbim astăzi despre dragoste și deschidem internetul, cum spuneați dumneavoastră, ne observăm că ni se oferă imagini legate de erotism, de sexualitate. Pentru că pentru oameni, pentru lume, dragostea este confundată cu patima, cu o patimă dominantă sau cu un sentiment pe care nu-l poți controla sau cu o pasiune oarbă. Dragostea este ceea ce simți. Apoi, oamenii confundă dragostea cu îndrăgostirea și puțin mai târziu o să definim diferența dintre cele două. Sau, există o proiecție a imaginii partenerului, în sensul că noi ne îndrăgostim. Freud spunea că atunci când ne căsătorim, în familie există patru persoane. Sunt eu și imaginea pe care soția o are despre mine, și este soția și imaginea pe care eu o am despre ea. Asta se întâmplă la începutul căsătoriei. Pentru că după aceea, după ce trece, se epuizează luna de miere și parcurgem viața de familie, imaginea din mintea mea cu privire la partener se confruntă cu partenerul în realitate. Și tinerii căsătoriți au un șoc atunci când se trezesc la realitate și își dau seama că imaginea din mintea lor nu-i reală, e doar idealul pe care ei și l-au dorit. E această proiecție asupra partenerului a unei imagini ideale pe care băiatul o are despre fata și fata despre băiat. Această conștientizare de cele mai multe ori duce la conflicte interminabile, uneori la despărțiri. Sau proiecția imaginii părinților. Soțul proiectează asupra soției lui imaginea mamei lui și așteaptă ca soția să se poarte ca mama. De altfel, o femeie matură, trecută prin viață, o mamă care face servicii, o mamă care protejează, o mamă care îi aduce aminte, care îi poartă de grijă. De ce? Pentru că el e copil. Dar acum copilul s-a făcut mare, s-a căsătorit, însă el transferă asupra soției proiecția mamei și se așteaptă de la soție ce făcea mama cu el. După cum soția proiectează imaginea tatălui asupra soțului și așteaptă protecția pe care i-o oferea tatăl, experiența acestuia, care era una amplă, complexă, fiind un om în vârstă, resursele pe care le avea tatăl trecând prin viață. Ei, toate acestea sunt mituri ale dragostei pe care tinerii le așteaptă și ele nu se împlinesc decât într-o extrem de mică măsură sau niciodată. Vorbeam despre curtare și despre riscul de a nu alege bine. Alegem inspirați de formele corpului, ne îndrăgostim de picioarele fetei, de sânii ei, ne îndrăgostim de buzele ei, de ochiul ei, de zâmbetul ei, de felul în care vorbește, și exemplele pot fi multe. Însă, după căsătorie, ne dăm seama că ne-ar trebui un om de caracter care să stea lângă noi în calitate de soție sau de soț, și acela nu există. Există doar picioarele frumoase, doar zâmbetul frumos sau ochii frumoși. Și nu este persoana aceea de încredere, persoană cu principii, persoană fidelă sau fidel, persoană care înțelege că s-a căsătorit și acum o lasă pe mama și pe tatăl în pace și deciziile le ia cu soțul și cu soția, nu cu mama și cu tata. Și exemplele pot fi multe. E bine, trecând dincolo de curtare, ajungem la construcția căsătoriei. Curtarea ține un an, doi, trei, dar probabil că e prea mult, dar construcția căsătoriei ține o viață. Și atunci când vorbim despre construcția căsătoriei,
Vorbim despre un lucru la care toată viața facem efort. În general, există câteva motivații în căsătorie sau încurtare în perspectiva construcției. Cei mai mulți tineri se căsătoresc pentru că au căzut în iubire. Asta este dragostea pasională și este o dragoste fără de care simți că nu mai poți trăi. Este o dragoste la prima vedere, este un fel de magie, simți în stomac fluturi, există o chimie evidentă și pur și simplu te îndrăgostești fără ca să selectezi rațional persoana de care te îndrăgostești. Te simți foarte atras pur și simplu de o anumită persoană fără ca să știi dacă este o persoană de caracter, are principii, are valori, e o persoană care ți-ar place să-ți devină soție și mama copiilor tăi. Acum nu mai gândești așa, o dorești foarte mult și această pasiune extraordinară se urcă deasupra rațiunii și nu te mai interesează de nimic. Părinții încearcă să argumenteze, să spună, dar nu-i bine, uite cum, din ce familie vine, uite că nu și-a terminat școala, am auzit asta că uite ce a făcut cu un băiat, cu o fată, nimic nu mai contează, picioarele sunt frumoase, sau ochii, sau buzele. Asta este dragostea pasională, dragostea oarbă. De fapt, ce este asta? Asta se numește îndrăgostire. Este acțiunea unui hormon care se activează pentru perpetuarea speciei, atunci când se activează, în general, sexualitatea fetei pe la 12-14 ani și pe la băiat 14-16 ani. Îndrăgostirea nu este conștientă, nu faci o alegere în baza unor raționamente, nu există o selectare în baza unor principii, ci pur și simplu te îndrăgostești de cineva încât simți că nu mai poți să trăiești fără. Dragostea este diferită de îndrăgostire, pentru că în timp ce îndrăgostirea este o pasiune generată de un hormon, hormon care se dezactivează după ce se consumă luna de miere, pe la 3 luni începe să se dezactiveze. Specialiștii spun că durează cel mult până la 2 ani. Și hormonul acesta se retrage pentru că scopul lui e să te împingă în căsătorie pentru perpetuarea speciei. Însă după ce acesta pleacă, pentru că oamenii nu sunt educați în domeniu, ei cred că nu o mai iubesc pe persoana respectivă și se gândesc să-și schimbe partenerul. Atunci când Biblia vorbește despre dragoste, nu vorbește despre sentimente, ci vorbește despre alegeri. De pildă, Hristos spune, iubiți-vă dușmanii. Ce șanse am eu să-mi iubesc dușmanii pentru că eu nu simt să-l iubesc, eu simt să mă răzbun? Asta înseamnă că iubirea este o alegere. Eu aleg să mă împac cu omul ăsta, să-mi refac relația, să încerc să neglijez sentimentele pe care le am față de el, alegând cu mintea lucrul acesta. Partea bună este că Dumnezeu l-a construit în așa fel pe om încât sentimentele urmează alegerile raționale într-o perioadă de câteva săptămâni sau luni. Într-o paranteză vreau să spun următorul lucru. Noi nu ne putem controla sentimentele, dar ne putem controla gândurile. Eu nu mă pot controla să simt un lucru sau altul. Mă trezesc că simt una sau alta, dar nu am control asupra la ceea ce simt. Dar am control asupra gândurilor. De pildă, Hristos a spus în Matei, capitolul 5, versetul 28, dacă cineva se uite la o femeie și o poftește în inima lui, asta este egal cu adulterul. Ei bine, când vezi o femeie care simți că ți atrage privirile și îți place cum arată, poți să dai curs la gândul ăsta și să ajungi la un adulter moral, sau poți să schimbi gândul gândindu-te cum a fost în vacanță, gândindu-te la mama, gândindu-te la ceva plăcut sau la ceva neplăcut.
Noi avem control asupra rațiunii, dar nu avem control asupra emoțiilor. Însă emoțiile sunt un fel de slugă care urmează deciziile raționale la o anumită perioadă de timp. Ei bine, atunci când vorbim despre îndrăgostire, vorbim despre fenomenul în contextul căruia se căsătoresc cei mai mulți oameni. Iar după ce această pasiune începe să se micșoreze în intensitate, în mod automat nu mai simți să te gândești la partener așa de mult. Să vă dau un exemplu. Uitați-vă la o fată sau la un băiat de 16, 18, 20 de ani care este îndrăgostită sau îndrăgostit și o să vedeți că 3-4 ore pe zi vorbesc la telefon. Dar ce poate să vorbească 3-4 ore la telefon? Au business împreună? Au vreo afacere? Nu, domne, vorbesc 3-4 ore împreună pe zi. Dar ce vorbesc? Pur și simplu visează, gândesc cu voce tare. Problema e că după ce hormonul acesta care generează emoția, pasiunea, se retrage, ea se supără pe soțul ei că nu i-a dat niciun telefon în timpul zilei. Iar dacă ea îl sună, el spune, lasă-mă că sunt ocupat aici, sunt cu șeful și nu pot vorbi. Și se întoarce acasă seara și pur și simplu nici măcar nu a avut timp să-i trimită un text message în care să-i spună, te iubesc, sper că ai o zi bună. Iată dar cum îndrăgostirea, deși este un automatism endocrin, hormonal, ea devine o cursă pentru faptul că noi confundăm îndrăgostirea cu dragostea, ne bazăm pe ea și ne căsătorim cu persoana de care suntem atrași fizic, chimic, dar putem descoperi mai apoi că noi nu ne potrivim cu persoana asta deloc, că avem valori și principii de viață absolut opuse, că e persoana al cărui caracter nu ne place și dintr-o dată simțim că ar fi îngrozitor să trăim cu persoana asta restul vieții. Acesta este una dintre cele mai mari probleme în căsătorie. Căsătoria realizată pe baza dragostei la prima vedere, pe baza chimiei, pe baza acestui sentiment dominant, orb, care te cuprinde, care acoperă rațiunea și funcțiile ei, ci pur și simplu ai impresia că așa o să simți toată viața. Nu există niciun om care să simtă asta toată viața, pentru că asta este o lege a sistemului endocrin. Hormonul acesta, ca și cel de creștere, se dezactivează în jurul vârstei de 21 de ani, că altfel în creștere trecem prin tavan. Așa se dezactivează hormonul de îndrăgostire după ce și-a făcut treaba și ne-a împins în relație, în căsătorie. Dar oamenii se pot căsători și altfel, nu doar prin îndrăgostire. Nu toți oamenii care s-au căsătorit au trecut prin dragoste la prima vedere. O altă posibilitate este dragostea prin participație, adică cota cu care contribuie fiecare. Nu simți această chimie, nu simți această atracție irezistibilă, nu simți fluturi în stomac deloc, dar îți place de bărbatul ăsta, arată bine, sau fata asta arată bine, îți dai seama că e o fată de caracter și dintr-o dată spui, domnule, iată dar fata potrivită pentru mine sau băiatul potrivit pentru mine. Îmi place și cum arată și îmi place și cum se comportă. Și chiar dacă nu se comportă chiar cum mi-ar place mie, totuși sunt foarte mulțumit că am luat trofeul ăsta care mă va reprezenta restul vieții, o frumusețe de fată sau o frumusețe de băiat. A treia posibilitate este îndrăgostirea prin circumstanță. Adică te căsătorești cu o persoană disgrațioasă. Întâlnești un bărbat pe care nu-l califici deloc ca fiind un bărbat frumos. Sau te întâlnești cu o fată și nu-i frumoasă. Nu-i frumoasă deloc. Însă, petrecând timp cu ea, să zicem, în calitate de coleg la serviciu sau la școală, dintr-o dată te atrag lucruri care țin de caracter. Este o persoană extrem de bine crescută, are un caracter deosebit, are o bunătate contagioasă, are foarte multă compasiune, foarte multă răbdare,
Și dintr-o dată, în mintea ta se creează imaginea sufletului acestei fete, a interiorului ei, și te îndrăgostești de interiorul ei, de omul dinăuntru. La început nu-ți plăcea cum arată, dar acum parcă nu mai arată, parcă e puțin mai frumoasă. De ce? Pentru că are un caracter frumos, are o bunătate care te copleșește. Și te poți căsători în felul acesta și poți să fii fericit, pentru că potrivirea e destul de evidentă, dar trofeul nu este așa de strălucitor. Iată dar cum dragostea poate fi de multe feluri. E dragostea de sine, care poate deveni egoistă, e dragostea romantică, așa cum spuneam, generată de hormonul acesta care vine și pleacă și ne lasă într-un legământ pe care nu-l mai putem ține, e dragostea carnală, sexul înainte de căsătorie, după căsătorie sau în timpul căsătoriei, e dragostea de familie, dragostea de Dumnezeu, dragostea de aproapele, adică de orice persoană care este în jurul nostru, dragostea platonică, care este între oameni, fără un interes fizic sau material, e dragostea de țară, patriotismul, e dragostea de natură, de animale. Iată dar câte valențe are dragostea. Dragostea pasională, romantică, chimică, prin îndrăgostire, prin hormonul acesta care ne împinge puternic în relație, ea are câteva faze. Scriitoarea și Dr. Helen Fisher, spre exemplu, de la Universitatea din Rutger, propunea trei etape pentru iubirea romantică. Ea spunea, vorbea despre dorință, despre atracție și despre atașament. În faza de dorință, punea în evidență diferiți hormoni, diferiți neurotransmițători și felul în care ei acționează asupra psihicului uman. De pildă, în prima fază, în faza de dorință, testosteronul și estrogenul, care sunt doi hormoni specifici masculin și feminin, sunt cei care ne stimulează să găsim partenerul ideal. Subiectul ăsta e foarte complex. Apoi, în cea de-a doua etapă, atracția, în faza de atracție, sunt implicați neurotransmițători precum adrenalina, care ne face inima să bată cu putere, parcă ne iese din piept. Dopamina, care ne dă energie, suntem pur și simplu inepuizabili. Serotonina, care e vinovată de fluturașii din stomac, care sunt atât de des amintiți atunci când vorbim despre lucrul acesta. De asemenea, în cea de-a treia fază, atașamentul, vorbim despre oxitocină, care menține cuplurile unite. Toți acești neurotransmițători, toată această idee legată de endocrin, de sistemul endocrin, are un rol foarte puternic în îndrăgostire, în mecanismul, în sistemul acesta de îndrăgostire. Sigur, așa cum spuneam în introducere și cum deja am repetat de câteva ori și probabil o să mai repet, subiectul este așa de complex, sunt așa de multe valențe, aspecte și idei. Aș vrea să mai pun în evidență încă ceva, deși este relativ desumflat, dacă îmi permiteți termenul, subiectul acesta, și anume faptul că în limba română noi avem un singur cuvânt pentru dragoste, pentru iubire, și pe acesta îl uzăm indiferent de obiectul iubit. De pildă, îmi iubesc mama, îmi iubesc soția, îmi iubesc pisica, îmi iubesc mașina, îl iubesc pe Dumnezeu, îi iubesc aerul ăsta rece, îi iubesc orașul ăsta. Iată dar, cu un singur cuvânt, același cuvânt îl folosim, sincer să fim, într-un fel ne iubim soția, într-un fel ne iubim pisica, într-un fel o iubim pe mama, într-un fel iubim țara. Da? E un singur cuvânt. În limba greacă, limba în care a fost scris Noul Testament, sunt mai multe cuvinte care sunt specifice unui anumit obiect iubit. Așa se face că în limba greacă există un cuvânt pentru dragostea carnală, pentru dragostea erotică, dragostea sexuală, și acesta este eros. El vorbește despre atracția fizică, vorbește despre faptul că se naște spontan, nu durează foarte mult și e ca un foc de paie, mai ales din punct de vedere al bărbatului.
Apoi este dragostea storge, care este, la modul general, dragostea de familie. Ea presupune atașament și o legătură foarte puternică. Phileo este dragostea de atașament, este dragostea de camaraderie. Ea definește relația de amiciție, prietenia dintre oameni, dintre rude. Se manifestă în general prin respect, prin admirație. Dar există și dragostea agape. Dragostea agape s-a născut în sânul revelației. Ea le înglobează pe toate celelalte, însă se manifestă separat. Ea e dragostea dumnezeiască, produsă de Duhul Sfânt în inima omului. În Galateni 5, capitolul 22, Apostolul Pavel vorbește despre dragoste. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea. Iar în 1 Corinteni, capitolul 13, există o pledoarie pentru dragoste și prezentarea valențelor acesteia. Și probabil că noi astăzi o să avem sau nu o să avem timp să vorbim un pic despre asta. Dragostea agape nu este îndrăgostirea care este naturală, este hormonală, este instinctuală, este un mecanism, este un sistem care se declanșează și se oprește. Pentru că naturalul nostru e firea pământească. Pavel spunea, nu fac ce vreau, fac ce nu vreau. Dragostea agape este exterioară naturii noastre firești. Hristos în voi, nădejdea slavei, spunea Pavel. Dragostea agape este roada Duhului Sfânt, este manifestarea prezenței lui Dumnezeu prin noi. E dragostea aceea care devine alegere. De pildă, mă duc acasă și nu simt să-i duc flori soției, dar aleg să-i duc flori soției. Nu simt să îi spun, haide să mergem în parc să ne plimbăm, pentru că s-o obosit, prefer să stau la televizor, pe internet, să mă uit la un meci de fotbal. Nu simt să fac asta, dar mă gândesc că ea stă numai în casă, eu sunt sătul de afară, dar ea e sătulă de în casă. Și atunci, ca o manifestare de grijă, ca o manifestare a iubirii pe care i-am promis-o, eu mă gândesc, mă, ar fi bine să-i propun să ieșim, să ia o gură de aer curat, să ne plimbăm un pic, să vadă că am interes pentru ea, să mâncăm o înghețată, poate o cină. Și dintr-o dată ea va înțelege că eu o iubesc. Dar eu n-am simțit nimic când am invitat-o, eu am făcut asta ca o alegere rațională. Nu vreau să spun că dragostea este rațiune doar. Ea se manifestă sentimental, dar este o alegere cognitivă. Atunci când îi duc floarea, eu mă gândesc că i-ar place, dar ea o privește ca pe o iubire din partea mea. Iată dar cum dragostea este o acțiune, nu un sentiment doar. Dragostea este ceea ce faci, nu ceea ce simți. Că degeaba simți că mă iubești dacă nu mă ajuți. Degeaba simți că mă iubești dacă nu-mi faci bine atunci când am nevoie. Toți bărbații iubesc nevestele, dar ce acțiuni fac pentru ca ele să vadă că sunt iubite? De multe ori, iubirea e numai în mintea noastră, în inima noastră. Marea noastră problemă e că nu ne manifestăm iubirea. Și pentru că noi nu suntem din sticlă să se vadă în mintea și în inima noastră, soțiile nu văd iubirea noastră, că nu o manifestăm. De aceea, dragostea este o acțiune. Dragostea este ceea ce faci. Hristos ne-a iubit, nu stând în cer și având sentimente, fiind romantic, ci uitându-se la noi spunând, săracul o să se ducă în iad, săracul, uite cum îl chinuie diavolul. Sărac, uite cum păcătuiește. Nu, el s-a întrupat, el a venit la noi. El a murit pentru mine. El și-a asumat păcatele mele și a trebuit să moară ca o consecință a acestora, ca și cum le-ar fi făcut el. El când s-a întors la cer, la înălțare, a spus, nu o să te las singur, o să ți-l trimit pe Duhul Sfânt. Și când a plecat Mântuitorul, a coborât Mângâietorul, doar 10 zile am fost fără el. Și Mângâietorul este cu noi până la sfârșitul timpului. Iată dar cum se manifestă dragostea lui Dumnezeu, prin acțiuni, nu prin sentimente. Marea problemă a generației noastre este să creadă că dragostea este un sentiment și că are legătură doar cu ce simțim noi. Oameni buni, asta ține maxim 2 ani.
Știți ce soluție are lumea și cu asta închei? Când un bărbat, pentru că apare rutina în căsătorie, la început, înainte să o cunoști, a existat curiozitatea, cum o să fie sărutul, îmbrățișarea, actul intim și toate celelalte. Dar după ce trece un an, trec doi, după ce vezi de 10 ori cascada Niagara, nu mai vrei să o vezi a 11-a oară. Și apare rutina, asta fiind una dintre marile provocări ale cuplurilor. Și atunci care este ideea? Ideea este să te îndrăgostești de o altă femeie într-o aventură, apare din nou hormonul acesta, care poate să dureze să stea 3 luni, 4 luni, 5 luni până la 2 ani. Când se epuizează, sărim într-o altă relație și toată viața stăm curentați de hormonul acesta, dragostea la prima vedere. În căsătorie, dragostea la prima vedere există doar la început, stimați prieteni, în prietenie și în logodnă, la început, în luna de miere. După aceea există dragostea conștientă ca alegere. Când înțelegi asta, pot să mor lângă baba mea sau lângă moșul meu. Pot să-l iubesc până la sfârșitul vieții, fără să am fluturi în stomac. Pentru că înțeleg fenomenul iubirii. Dar când nu-l înțeleg și mă educă filmele pline de sexualitate și de secretare care trădează cu șeful, atunci îmi imaginez că dragoste înseamnă să trăiești 50 de ani de căsătorie cu fluturi în stomac. Asta se numește ignoranță, asta se numește lipsă de educație în domeniul subiectului și asta se numește să trăiești în mod irresponsabil și să nu știi ce vrei să faci. În felul acesta o să treci probabil printr-un divorț sau prin mai multe. În felul ăsta o să ai tot felul de aventuri, o să strici reputația, o să ai copii cu mai multe femei sau cu mai mulți bărbați. În felul acesta o să-ți pierzi mântuirea. Este necesar să vorbim despre dragoste, dar mai necesar este să trăim în ceea ce învățăm despre dragoste. Foarte important. Frate Luigi, mă bucur că ați explicat foarte bine și ați accentuat genul de acțiuni pe care noi bărbații în special trebuie să le facem, că într-adevăr este, eu în timp ce vorbeați încercam să mă identific cu ceea ce spuneți asta și știu și că alți bărbați care, poate din cei care ne ascultă, trec prin aceleași sau regăsit, să spun așa, în spusele dumneavoastră. De multe ori iubim, adică iubim în inima noastră, dar la capitolul a arăta iubirea nu stăm foarte bine. Întotdeauna suntem stângați și mi-a plăcut expresia asta, nu suntem din sticlă. Și soția noastră trebuie să vadă că într-adevăr o iubim. Mai am o întrebare pentru dumneavoastră, pentru că tot la capitolul acesta acțiuni, e clar, trebuie să facem noi bărbații ceva, dar mai există o provocare pe care eu am simțit-o și probabil și alți bărbați o simt, sau majoritatea o simt. În momentul în care, în dragostea aceasta conștientă, da? Vorbim de trecerea de la faza aia de la început, dragostea conștientă care trece prin rațiune, la un moment dat apare copil, primul copil, apare un copil în familie. O parte mare din atenție nu mai vine către soț și asta mă refer în special la soție, da? Deci ea, pe primul loc în viața familiei în general și în special a soției, apare copilul, vine copilul, bărbatul, soțul cam pe locul 2. Atunci și știu, din păcate și din câteva exemple clare, de oameni, de bărbați care exact într-o perioadă dintre aceasta au luat-o razna, să zic așa, au mers în stânga sau în dreapta pentru că s-au simțit că soția practic nu mai este cea care era înainte, atenția este pe copil și dragostea lor s-a răcit. Cum vedeți, cam, sau ce s-ar putea face? Da, acesta este un fenomen care trebuie gestionat cu echilibru. Sincer să fim, noi nu am făcut niciun legământ cu părinții noștri, cu mama și cu tata. Și atunci când ne-am căsătorit și ne-am format propria familie, familia de origine a rămas în spate, atunci când în viața noastră ca și cuplu vine un copil, noi nu facem niciun legământ cu acest copil. Dumnezeu ni l-a dat, noi ni l-am dorit, noi ne bucurăm de el nespus și ne dă o mare valoare
căsătoriei și vieții, dar copilul acesta peste 20 de ani va pleca, așa cum am plecat noi din casa părinților noștri. Legământul pe care noi îl facem este doar cu partenerul. Este un legământ în fața lui Dumnezeu și este un legământ în fața legii. De aceea copilul nu poate să fie niciodată pe primul loc în viața mamei. Soțul trebuie să fie pe primul loc, nu copilul. Știu, s-ar putea doamne care ascultă să mă judece, pentru că dânsele îl poartă pe copil în pântec. E o parte, e o extensie și restul vieții va rămâne așa. De aceea mamele sunt speciale. În ultimii ani eu am dezvoltat o mare admirație față de imaginea asta a mamei, pentru că este ca un înger pe pământ. Dar noi nu ne-am căsătorit cu copilul. El a venit, are nevoie de grijă, de protecție, de ajutor, pentru că e mic. Însă eu rămân o femeie căsătorită. Eu am soț, am o viață de familie. Sunt mame care nu știu să facă asta, mai ales dacă nu se înțelege bine cu soțul, pur și simplu se ascunde în relația cu copilul și primește semnificație din relația cu copilul, primește mângâiere, îi dă bucurie, satisfacție. Problema este că se atașează așa de mult de copil încât se detașează de soț. Sau dacă există anumite probleme de neînțelegere între soți, detașarea capătă proporții și mai mari. Și copilul se va face mare, are telefon, are mașină, pleacă de acasă, se va căsători în viitor și mama, ea experimentează un adevărat divorț. Să nu mă înțelegeți greșit, nu mă refer cumva la o relație intimă între mamă și copil, să nu cumva să înțeleagă cineva așa ceva. Ea trece printr-un fel de divorț, de despărțire care o va marca pentru întotdeauna, iar soțul, dacă mai e prezent, e un mare străin. Întreb, este asta înțelepciune și o gestionare competentă a situației? Nu. Copilul care a venit în casa noastră trebuie iubit, trebuie crescut și trebuie educat. În egală măsură, accentuez, educat. De aceea, prima prioritate a soției trebuie să fie soțul. Relația intimă trebuie să funcționeze. Soția trebuie să doarmă cu soțul, nu cu copilul. Deși pare foarte restrictiv ce spun, însă soțul trebuie să fie și el mai înțelegător, pentru că a apărut un copilaș, o persoană mică care are nevoie de ajutor, dar asta nu înseamnă că copilul este pus pe primul loc. Cuplul acesta are un drum lung, soțul cu soția. Vor veni tot felul de tensiuni care pun presiune pe relația de cuplu. Ei trebuie să rămână într-o stare de legătură sufletească foarte puternică. Uitați-vă la imaginea din Scriptură, al doilea patriarh, fiul lui Avram, Isaac cu Rebeca. Fac doi copii, tatăl se împrietenește cu unul dintre copii, cu Esau, și mama se împrietenește cu Iacov. Dintr-o dată Iacov ține locul soției pentru Esau, pentru tată, și Esau ține locul de soție pentru Isaac. Adică fiecare dintre soți se împrietenește și se atașează de unul dintre copii și se fac două tabere. Mama cu unul dintre copii, tatăl cu unul dintre copii. Este asta căsătorie? Nici vorbă. Nu. Căsătorie înseamnă legătură între care nu se poate pune nimeni. Când se pune cineva, este un fel de divorț, este un fel de infidelitate, este o presiune, un risc care se așează pe relația de cuplu. Nu vreau deloc să subapreciez nevoia de grijă a copilului și manifestarea de protecție, de educație, de creștere, de grijă a mamei. E datoria ei, evident și a tatălui, specific la fiecare. Vreau doar să spun că un copil nu trebuie deloc să-i detașeze pe cei doi soți, pentru că există riscul să nu se mai poată apropia niciodată.
copilul se face mare de pe la 15 ani, acum în societatea noastră și mai devreme, mai ales dacă e fată, devine independent, iar cei doi străini vor continua încă 20-30 de ani, 40 de ani, să stea ca doi vecini în aceeași casă, ca la hotel. Stai în aceeași clădire cu alții, dar nu-i cunoști, n-ai nicio treabă cu ei. Căsătoria este un lucru sfânt. Și pentru ca să rămână frumoasă, trebuie investit în ea. Nimeni nu poate să se așeze între soț și soție. Copilul nu are rolul să se așeze între soț și soție, ci să stea lângă părinți. Ăsta este rolul copiilor în cuplu, până când ei vor pleca din familia de origine. Frate Luigi, mulțumim foarte mult. Era o întrebare importantă. Ar mai fi multe de discutat și cu siguranță vom aborda subiectul acesta. Dacă rămânem tot în cadrul căsătoriei, probabil cu ajutorul Domnului, într-o emisiune viitoare vreau să vorbim despre închinarea în familie, despre disciplinele spirituale în familie, ca să spun așa mai, rugăciune, citirea Scriptură și alte lucruri pe care Biblia ne învață să le facem împreună în familie. E o provocare. Știu că este un subiect pe care l-ați mai discutat, așa că pentru astăzi a fost o bucurie și o încântare să auzim încă o dată, iar exemplul ăsta clar pe care l-ați avut acum între cei doi, între Rebecca, da, și Isaac și cei doi copii, l-am citit și cu siguranță l-au citit și alții atât de mult pasajul acesta, niciodată nu m-am gândit așa cum ați prezentat dumneavoastră. Într-adevăr, acolo e o familie disfuncțională din punct de vedere al preferințelor față de copii și ăsta nu e modelul cel mai bun. Eu vreau să vă mulțumesc, frate Luigi, știu că o să veniți în curând în București, în țară, de fapt. Până atunci, cu ajutorul Domnului, aș vrea să mai facem o emisiune, dar astăzi a fost extraordinar. Vă mulțumesc pentru modul în care ați prezentat și ne-ați luminat, să spun așa, prin prisma Cuvântului Dumnezeu, față de ceea ce înseamnă dragoste și căsătorie. Dragă frate Cătălin, și eu vă mulțumesc frumos pentru invitație. E o mare onoare pentru mine. Mă bucur nespus și eu de părtășia aceasta. E un mediu de hrănire pentru noi toți, indiferent că vorbim sau ascultăm. Și vă salut cu dragoste, cu respect, atât pe dumneavoastră, cât și pe toți cei care aud sau vor auzi mesajul acesta și se vor bucura de părtășia aceasta pe care noi am avut-o aici. Bravo, domnule, mulțumim mult! Stimați prieteni și dumneavoastră vă mulțumim pentru seara aceasta, vă mulțumim că ați fost cu noi, ne-ați ascultat, ne-ați încurajat. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere!